găsit. Bună. Păi chiar că ești puternică, uite tatuaje. E clar că tu ai o poveste de viață din care vrem să aflăm mai multe astăzi. Da, sigur. De asta și să știm cum ai reușit să treci peste. Da, sigur. Te invit pe canapea așadar. Mulțumesc. În primul rând, nu, mai aproape. Mai aproape așa, să stăm de vorbă ca fetele, frumos. Nu ți-e frică de mine, nu? Nu. Nu mușc, să știi. Nu. Uite, ai acolo un pahar cu apă, dacă vrei. Da. Ba chiar și șervețele, dacă te vei emoționa puțin mai târziu. Puțin, am. Mai am târziu. Ceva emoții. Da? Luminița, în primul rând, hai să începem așa cu începutul. Da. Și să vorbim puțin despre Nu mai sunt borcean, vreau să vă anunț. Ok. M-am căsătorit, acum sunt corlățean. Hai că o să vorbim numele, și despre, da, despre acest moment frumos din viața ta. Până atunci să vorbim puțin despre participarea la Cefla Cuțite și despre cum ai ajuns acolo și cum te-a schimbat experiența participării în acest concurs. Da. Păi cum să ajung acolo? Fratele meu m-a înscris, unul din frații mei. A vrut să-mi facă o surpriză. Bineînțeles că eu n-am crezut până în clipa când am fost eu sunată de cineva de la emisiune. Pot să zic că mi-a făcut un bine, pentru că eram oarecum așa, un haos total, și eu și viața mea. Ce înseamnă un haos total, Luminița? Cum era viața ta înainte de a participa la Cefla Cuțite? Păi, anul ăsta, plictisitoare, neliniștită, eram... Nu știu ce să zic mai mult. În momentul când am aflat că voi participa la această emisiune, am vorbit cu prieteni, am stat de vorbă și cu proprietara restaurantului la care lucram, care m-a încurajat foarte mult și mulțumesc pe această cale. Mulțumesc, Simona. Băi, du-te, mergi, încearcă, vezi ce faci și dă tot ce poți. Pe atunci, pot să zic că vorbeam cu cineva, nu stăteam împreună, vorbeam cu cineva atunci. N-am simțit să fiu... susținută și încurajată din partea lui. În fine, am mers eu singurică, cu copiii, cum am fost și până acum, de când, nu știu dacă știți, sunt despărțită de mult timp. Povestea ta de viață este o poveste așa, destul de greu de imaginat, aș zice eu. Mămică, eroină a trei copii, ai pornit de jos, de foarte de jos. De foarte de jos, da. Ai dansat la bară chiar. Am dansat ai la bară. Făcut și striptease, dacă nu greșesc, pentru a aduce un ban în casă. Povestește-mi puțin despre aceste începuturi și despre ceea ce am spus mai devreme. Bănuiesc că nu a fost neapărat o plăcere și o dorință, ci ai fost nevoită să o faci din lipsa banilor. Acum îți dai seama că dacă era o plăcere și o dorință, rămâneam acolo. Nu plecam. Eu când m-am despărțit, avea cea mică un an, următoarea 2 ani și băiatul 6 ani și un pic. M-am trezit așa, singura, nimănui, cu încă 3 responsabilități pe cap și nu eram nici eu vreo mare femeie. Adică și mică de vârstă și nu aveam nici vreo situație materială foarte bună. Am avut noroc și înțelegere din partea mamei că m-a primit acasă. Mai mult de atât, nu avea cu ce să mă ajute, pentru că am frați mai mici și pe atunci ei erau foarte mici. Vorbesc de 15 ani în urmă. Erau mici, trebuiau întreținuți și ei și îți dai seama că mama mea trebuia să muncească, ea singură la rândul ei. Eu nu aveam cum să-mi găsesc un job normal, gen ziua de la 8 la 4 sau mai știu eu care program, pentru că nu aveam cu cine să-i las pe cei mici. Dar în urma divorțului, nu știu, tatăl copiilor nu te-a ajutat cu absolut nimic? Sau? Nu pot să zic că nu m-a ajutat. N-a fost nici foarte... Pentru că, practic, până la urmă ai rămas o femeie singură cu 3 copii. Despre asta e vorba. Nu m-a susținut foarte mult. Nu. De ceva vreme o face însă. Ajută fetele. Pentru că băiatul e deja mare, are 21 de ani, e plecat din țară, lucrează în altă parte. Și pe ele, le mai îmbracă, le mai plătește o vacanță. Ai trecut și printr-o depresie? Am trecut și printr-o depresie, dar n-aș fi vrut să vorbim despre asta. Când s-a instalat depresia, Luminița? Pentru că este până la urmă, știi cum, boala secolului. Și multă lume trece prin momente de depresie în urma unor obstacole din viața. Când am realizat că am
trei suflete de întreținut. Și repet, eu eram destul de mică. Ca și vârstă mă refer. Ți-a fost frică? Ți-a fost teamă că nu o să reușești? Mi-a fost teamă că nu o să am ce să le ofer. Să-i educi, să-i crești? Da. Că nu o să fii în stare, nu o să fii capabilă poate să aduci un ban în casă, să reușești să vezi luminița de la capătul tunelului, bănuiesc. Da, mă gândeam că nu vroiam să treacă și ei prin ce am trecut eu. Nu vroiam să, prin ce eu și frații mei. Nu vroiam să ducă lipsă greul de nimic. Și nu vroiam să simtă că sunt priviți altfel de alți copii, de ceilalți copii, pentru că știm bine, copiii supără. Cum se manifesta această depresie la tine? Nu vroiam să mai trăiesc, pur și simplu. Nu știu, mă gândeam că dacă eu nu mai exist, ei or să fie bine. Nu puteam să mă gândesc la altceva, la o altă variantă mai bună. Este fix asta gândeam eu atunci și plângeam din orice, stăteam mai mult tristă. Vreau să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ai fost la un pas să ții viața. Vreau să ne povestești după când s-a venit în minte acest gest, acest gând necurat, pardon, și poate dacă ai fost chiar la un pas să ții sau nu, să-ți curmi viața. De asemenea, ai fost și la un pas să-ți pierzi viața într-un alt episod care ar fi putut să devină unul tragic în urma unui stop cardiorespirator. Da. Însă mai multe despre toate experiențele vieții tale după o scurtă pauză. Cu o poveste de viață absolut impresionantă, luminița de la Șef la Cuțite, astăzi ne vorbește despre cele mai mari cumpene ale vieții sale și despre cât de încercat a fost așa de-a lungul timpului. Aș vrea să le luăm așa pe rând, pentru că sunt lucruri pe care ție ți s-au întâmplat de-a lungul vieții în diferite etape ale ei și din care tu ai învățat ceva și deveni femeia matură de astăzi. Femeia care, uite, are curajul să vorbească despre trecutul ei. Cu greu, da. Cu greu, dar iată că reușești. Poate că știi cum ești, se spune că timpul le vindecă pe toate. Poate că anii au trecut și ai învățat să uiți și rana s-a închis. Vorbeam despre depresie înainte de pauză. Și despre faptul că divorțul, faptul că te-ai văzut în fața faptului împlinit, acela de a fi o mamă care trebuia să-și crească cei trei copii cum, necum, singură, te-a dus în pragul unei depresii. Ce simptome aveai? Cum te manifestai? Cum erai în acea perioadă? Păi, mereu retrasă, supărată, plângeam din orice, nu vedeam niciun fel de scăpare, credeam că singura variantă de a scăpa de tot este să renunț la viața asta. Am și încercat, cum v-am spus. Ce înseamnă ai și încercat? Nu vreau să zic cum. Ideea este că fratele meu m-a găsit, cel mai mic dintre frații mei m-a găsit, a anunțat-o pe mama, o chema salvarea. Nu vreau să ne dai mai multe detalii decât nu simți. Te-a găsit, eu o să te întreb și tu o decizi dacă îmi răspunzi sau nu. Te-a găsit inconștientă, te-a găsit fără suflare? Nu, inconștientă. Pentru câteva secunde? Nu, eram inconștientă. Am ajuns la spital. Nu era prima oară când încercam. A câta era? A cincea oară. Și am ajuns la spital. Mi s-au făcut spălături. Știu că a putut să mă ia mama, dar au vrut să mă interneze la un spital care se ocupă de așa ceva și au grijă de cazuri ca ale mele. Însă mama mea a semnat că va merge ea cu mine la un psihiatru și asta am și făcut. Am mers la psihiatru, am făcut tratament și medicamentos la care am renunțat foarte repede pentru că mă adormea. Eram gel super liniștită și nu mai știam oarecum de cei mici. Cum am luat decizia să renunț la medicamente, fata mea cea mică a făcut primii pași și nu am fost pe fază, ca să zic așa. N-am știut când am mers ea, nu i-am văzut primii pași. Știi? Ai pierdut un moment foarte important, da, practic. Da, da. Și am luat hotărârea să renunț și atunci mi-am dat seama că trebuie să merg înainte, trebuie să țin capul sus. Luminița, ai spus că ai trecut prin 5 tentative de a-ți lua viața. Nu te gândeai înainte de a face ce făceai, nu intrăm în detalii, că, nu știu, ai trei copii, că ai o familie totuși, că ai niște părinți care te iubesc. Nu ți era frică, nu ți era teamă că lași niște copii fără mama lor? Păi nu te gândești în momentele alea. Efectiv, nu vrei decât să scapi. Fugeam, nici eu nu știam de ce fug.
Nici eu nu știam de ce vreau să scap. Era frică de responsabilități, de viață? Nu de responsabilități. Mi-era teamă, în primul rând, că nu am ce să le ofer. Că nu voi găsi un job, nu știu, să-mi permită să stau și cu ei, să le asigur și ce le trebuie. Efectiv, nu vedeam niciun fel de scăpare. Asta. Când ai ieșit din această depresie? Păi cu ajutorul psihiatrului. Cam cât te-a ținut această depresie? Cam câți ani? Cam un an de zile. După un an de zile, având frați mai mici, locuiam pe atunci în centru istoric. Am început să mă scoată, să ies. La o terasă, la un club. Am început să văd și altfel viața. Așa am ajuns să și lucrez, îmi doream să lucrez, pentru că nu puteam să stau numai pe spinarea mamei, având și frați mai mici și eu 3 copii. Și m-am angajat o ospătăriță. Am lucrat o perioadă ospătăriță, dar trebuia să merg la școală cu băiatul, să-l duc la școală. Era mic, era clasa 1. Și de multe ori, ieșim foarte târziu de la muncă, nu adormeam, mă lua somnul și nu mai duceam pe băiat la școală. Și atunci, împreună cu fratele meu cel mai mic, am început să căutăm joburi de noapte. Am lucrat o perioadă și femeie de servici pe la Piața Victoriei, într-o clădire, o firmă mare. Și lucram de noapte, făceam curățenie la birouri. Efectiv, eram atât de obosită. Nu puteam să stau ziua, sau cel puțin în prima parte a zilei, cu cei mici. Din cauza asta, au și dat foc la casă, cele mici. Aoleu. Au vrut să-și facă un grătar, da. Practic, pentru e funny povestea, dar se putea întâmpla ceva mai rău. Din fericire, nu s-a întâmplat, m-au trezit la fix. Luase foc masa, geam, perdea. Vreau să ne povestești imediat despre cei 3 copii minunați pe care i-ai, 2 fete de 15 și 16 ani, dacă nu greșești, da. Și un băiat de 21 da. De ani. Acum sunt copii mari, au da. Trecut și sunt alături de tine, cred că îți sunt prieteni și sunt mai apoi copii. Sunt niște copii deosebiți, foarte cuminți, înțelegători. Ți-au reproșat vreodată ceva? Uite, în aceste momente, în acei ani în care tu spui că te speteai și că încercai să găsești un job care să-ți permită să și petrești timpul cu ei, dar să și aduci un ban în casă, copiii fiind, probabil că nu înțelegeau foarte bine situația. Nu mi-au reproșat niciodată nimic. Niciodată, absolut. Ei știu că am făcut tot ce mi-a stat în putință să-i cresc. Ei știu că am făcut eforturi mari pentru ei și sunt recunoscători. Mă ajută ele la treburile casnice, mai ales cea mică, da. Fiul m-a ajutat o perioadă financiar, pentru că el a lucrat de la 16 ani pe perioada weekendului, nu când era la școală. Unul din frații mei lucrează în centru și l-a luat cu el, barman. Dar în perioada în care ai dansat la bară sau ai făcut striptease, ai simțit așa cumva criticile oamenilor din jur, familia? Da. Copiii când au aflat că ai făcut asta, cum au reacționat? Bănuiesc că a venit și în momentul în care ei au aflat sau le-ai spus cumva. Repet, nu mi-au reproșat niciodată nimic. Dar familia? Atunci, da, familia, da. N-a fost pentru. Ce ți-au spus? Te-au, că nu e ok, că... Pus la colț, bănuiesc. Da, și nu numai ei. Mi-am pierdut prietenii. Nu mai aveam prieteni. Eram arătată cu degetul. Bine, până la urmă, dansul la bar e considerat a fi un sport, așa, una peste acum, alta. Dar atunci nu. Dar atunci nu. Asta se întâmpla acum vreo 13 ani. Încă mai sunt oameni cu prejudecăți și încă mai sunt oameni care judecă aspru treaba asta. Îți pare rău? Îți e rușine că ai făcut treaba asta la momentul respectiv? Dacă ai dat timpul înapoi, ai schimbat ceva? Aș schimba multe. Mai puțin copii. În rest, da, aș schimba. Probabil că aș face altceva sau nu știu, sau probabil aș fi mai atentă în alegerile mele. În special în alegerile partenerilor mei. Tu ai suferit destul de mult din cauza bărbaților în viața ta, chiar dacă acum ești fericită și o să vreau să ne povestești și despre soțul tău, cel cu care ți-ai unit destinele anul trecut. Ai rămas destul de șifonat așa în urma divorțului. Apoi înțeleg că am mai urmat încă o relație destul de toxică pentru tine.
nu pot să zic chiar toxică, eu nu realizam atunci, eram ținută oarecum așa, să nu mă uit stânga-dreapta, să lucram împreună, au fost mai multe chestii, n-aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta, nu vreau nici să-i dau numele, nu vreau să fac așa ceva, dar mi-am dat seama, după ce am ieșit din relație, mi-am dat seama că nu am fost ok, că nu eram bine. Nu erai fericită, nu erai bine tu cu tine. De ce v-ați despărțit? Din cauza emisiunii Șef la cuțit. Serios? Da. De ce? Era gelos pe succesul tău? Nu accepta ca tu să apară... Nu prea am avut succes. Ca idee, știi cum e, apar la televizor, poate fi o rampă de lansare și preze un minut dacă... Da, nu știu. Te vede cine trebuie. Nu i-a plăcut lui treaba asta. Nu știu, nu pot să vorbesc în numele lui ce s-a întâmplat, dar nu a fost ok. Dar cu tatăl copiilor? Vorbim, suntem prieteni. Nu știu, comunicați, vorbiți măcar de dragul copiilor? Da, da. Te sună, își sună copiii? Da, da. Țin legătura, păstrează legătura. Cum ziceam și mai devreme, le plătesc anumite vacanțe, hai bani de hăinuțe, că sunt adolescente și vor și pe aia și pe aia. L-ai iertat? Pentru că bănuiesc că toată acea depresie din perioada de după divorț, faptul știi că cum e? A trebuit să-ți crești cumva copiii singură, o mare parte din lucrurile care ție ți s-au întâmplat au fost și datorate, sau mă rog, din cauza despărțirii și din cauza lui. Eu l-am înțeles perfect. Eram mici, nu știam bine ce vrem, nu i-am purtat dușmănie nicio secundă, Doamne ferește, și amândoi am fost de vină. Nu pot să zic că a fost numai vina lui, a fost și vina mea. Bine, până la urmă știi cum e, mai puțin contează cui a fost vina, contează că voi ați făcut împreună trei copii frumoși, nu? Care aveau nevoie totuși de sprijinul ambilor părinți, chiar dacă ei nu mai erau neapărat într-o relație. Nu pot să vorbesc nici în numele lui. Așa a simțit, așa a procedat, asta e, ne-am luat viața fiecare în piept. Ideea e că, până la urmă, toate au ieșit bine. Și cel mai important, copiii mei sunt fericiți, sunt liniștiți, sunt cuminți, sunt... Ei, uite, ne spuneai ceva mai devreme că fostul tău s-a despărțit de tine în urma participării la Șef la cuțite. Dar după participarea la acest concurs, la această emisiune, ți-ai găsit jumătatea și te-ai căsătorit. Deci cumva vezi că lucrurile nu sunt întâmplătoare în viața asta. Povestește-ne. Am descoperit recent și am început să citesc foarte mult despre asta, despre legea atracției. Și am început să-mi doresc ceva ce eu nu am mai, cu care nu am mai fost de acord. Gen o altă căsătorie. Noi am crescut, și că pot să zic și eu am crescut odată copiii, noi, doar noi. Nu am mai vrut pe nimeni în viața noastră. N-am vrut să mai fie nimeni prezent, vreo parte masculină prezentă în viața noastră și nu în casa noastră. Sau de frică, nu știu, ca nu am, n-am vrut. Să nu te judece sau... Nu am vrut. Am zis, viața de familie, viața de familie, viața personală, e viața personală. Bănesc că nici nu ai fost pregătită să-ți deschizi sufletul în fața altui bărbat. Și asta și m-a ținut în loc mult. Eu am crescut cu tată vitreg și nu a fost super ok. A fost foarte rău. Și mi-a fost teamă să nu treacă și ai mei copii prin ce am trecut eu. Prin ce ai trecut tu? Bătăi. Bătăi pur și simplu gratuite, nu știam de unde vine, de ce vine, vorbe urâte. Din partea tatălui vitreg. Da. Și atunci am prins o teamă, am zis, nu trebuie să treacă și copiii mei prin așa ceva. De asta am ales să rămân singură până anul trecut. Și când și cum l-ai cunoscut pe actualul tău soț? Înțeleg că soț. E mai micuț decât tine, nu? E o diferență de vârstă între voi? Da, este, da, da. E mai mic ca mine cu 10 ani. Ne știm de mult. Am lucrat împreună cu mama lui și cu sora lui într-o bucătărie franțuzească. Stăteam în același cartier, pe aceeași stradă, pot să zic. Dar noi, o relație în adevăratul sens al cuvântului, am început în 2019. Pur și simplu întâmplături, am trimis eu un mesaj pe Facebook, m-a invitat la el la muncă,
pentru că și eu eram la muncă în ziua respectivă, am fost acolo, am vorbit, am povestit și de atunci am rămas împreună. Și anul trecut v-ați căsătorit? În februarie... Ce au spus copiii? Asta vreau să zic. În februarie m-a cerut oficial. Se întâmpla, fără ca eu să știu, a pus la cale el împreună cu copiii, eu fiind la servici, mi-au zis că mă așteaptă la o locație dragă nouă. Uite, te așteptăm acolo, suntem toți. Eu, băi, nu vin, că nu sunt pregătită, nu sunt aranjată. Nu venea, sunt și de la muncă, lucrez în bucătărie. A fost o surpriză. Da, o surpriză mare. Până la urmă, la insistențele lor, m-am dus, că am auzit că sunt toți acolo, toți patru. Și eu mai glumeam cu el înainte. Eu vreau să fiu cerută, cum n-am fost niciodată, și mie inel de diamant. Efectiv, glumeam, erau glume. El a ținut cont de lucrul ăsta și fix asta a făcut. Ești fericită, Luminița, acum? Păi acum da, sunt liniștită, sunt fericită, mi se întâmplă lucruri bune, pozitive în viață. Efectiv mi s-au deschis așa toate căile, toate ușile. Cu toate că ne-ai spus ceva mai devreme că tu ai trecut prin acele momente în care ai vrut să-ți iei viața, tu ai mai fost la un pas de a-ți pierde viața, în urma unei cezariane, nu? Ai făcut sau ai fost la un pas de a face un stop cardiorespirator? Pe toți trei am născut cu cezariană. La cea mică, fiind recentă de la cea anterioară, n-am putut să duc sarcina până la capăt. La 7 luni jumate am născut-o pe cea mică. Și în timpul operației am făcut un stop cardiac. Deci au fost două operații trei. În cezariană? Trei. Ambele, deci toate trei cu cezariană, da. Prin cezariană. Da. Dar la cea mică am fost un pic mai grav. A fost ok, slavă Domnului, sănătoasă, măricică, la 7 luni jumate a fost destul de mare, 2 kg. Nu ți-a fost teamă să o faci pe cea de-a treia? Pentru că, din câte știu, nu este foarte indicat să o faci, mai ales că pe cea de-a doua, să spun așa, pe cea de mijloc, o făcusești cu puțin timp în urmă. Totuși a fost un pic riscant. Foarte puțin, da. Am ținut tratament toată perioada sarcinii. Am avut un medic foarte bun. I-am urmat toate îndrumările. Singura teama mea a fost asta. Știam că nu pot să duc până la termen și mi-era teamă să nu se întâmple ceva cu noi înainte de termenul, când îl fixasem cu medicul pentru cezarian. În momentul acesta critic, să spun așa, când ai făcut acest stop cardiorespirator, ai simțit ceva, ai văzut ceva? Măi, n-am văzut nimic. Știi cum a fost? Simțeam că mă dă cineva cu capul de masă și nu înțelegeam de ce îmi face asta. Eram intubată sau din ce mi-aduc eu aminte și efectiv mă lua și mă dădea așa, dar cred că nu mă lua nimeni, nu mă scutura nimeni. Eu cred că eram resuscitată, nu știu. Pe urmă mi-a povestit. Cum te-a schimbat acest moment al vieții tale? Păi cred că atunci am realizat că puteam să o pățesc rău. Nu m-a schimbat în niciun fel. M-am bucurat că fetița era bine, era măricică, sănătoasă. Și abia așteptam să ajung acasă la cealaltă, că era și ea destul de mică și mi-era teamă că mă uită, știi, că am stat o perioadă în spital. Luminița, îți mulțumim tare mult că și astăzi ai venit la noi și că ai avut curajul să ne spui povestea ta de viață, care nu este una deloc simplă. Ai trecut prin foarte multe provocări, prin foarte multe obstacole. Ceea ce cred eu că este important este că astăzi ești fericită alături de un bărbat care te iubește, te respectă și ai 3 copii minunați. Mulțumesc frumos! Iată că sunt motive de fericire și de zâmbet așa în fiecare zi. Sunt și să nu-și pierdă nimeni speranța. Te rogi la Dumnezeu în fiecare zi? Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru ce am. Foarte frumos! Da. Și noi îți mulțumim ție și te mai așteptăm cu mare drag, oricând la noi. Sigur că da!